Agenția Națională Antidrog a lansat astăzi o campanie națională de prevenire a consumului de cannabis. Proiectul vine în parteneriat cu centrele județene din țară și are ca scop informarea și conștientizarea tinerilor în ceea ce privește consumul acestor substanțe. Urmarea studiilor care s-au făcut în ultimii ani, cannabisul este substanța care ne dă cea mai mare bătaie de cap, sens în care vom desfășura activități pe parcursul unui an de zile. Este o campanie foarte frumoasă care se va desfășura sub sloganul Pot altfel, în unități de învățământ alese aleatoriu din județul Prahova. De asemenea, vor fi desfășurate foarte multe activități în aer liber, activități care îi vor implica pe copii, activități în care ei vor primi informații din punctul de vedere al consumului de cannabis. Prevenirea se va face în prealabil în școli și universități. Campania anticanabis se va realiza în parteneriat cu Teatrul Ancuța din Ploiești, care va găzdui și sprijini acest proiect. Avem un spectacol care se pretează și chiar eroul principal este un consumator de cannabis. Ultima distribuție, astăzi o să vizioneze copiii un fragment așa neconvențional cu ultima distribuție, care din păcate pleacă la studii, unii în străinătate, alții la facultăți în București, în țară, de la Colegiul Național Ionuca Caragiale, cu care chiar acest spectacol are și un mare premiu la un festival. Spectacolul are un mesaj foarte important. Îl primim copiii în afara lozincelor, că nu-i bine să facem, că nu-i bine să așa. E o poveste în care vedem anturajul unde duce, cum este folosit un copil, aparent nevinovat, într-o reglare de conturi, și cu un mesaj, noi l-am modificat un pic optimist, era mai trist. Mesajul nostru este că pot fi recuperați și acești contemporani ai noștri care întâmplător au luat-o, poate nu numai din vina lor și a societății. Campania Pot Altfel se va derula pe parcursul anului școlar 2017-2018 și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Am crezut că am control. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te.